gândești, mă, fetița lui mama, mă? Hai să-ți dea mama să mănânci, mă. Unde o fi, mă? Unde o fi? Unde o fi amărâta asta? Ce faci, mă, erai venit? Ți-a fost dor de mine? Mă, să știi că eu nu mai vreau să am de-a face cu voi. Nu mă mai băgați în pelelele voastre. Din păcate, nu e așa ușor. Mai ai ceva de rectificat. Eu ce? Vreau să te gândești mai bine la ce s-a întâmplat. Și să-ți aduci aminte că Silviu a fost cel care a răpit copilul Adelei. Silviu? Care Silviu? Eu nu cunosc niciun Silviu. Da, anti Mioara. Hai că ești femeie deșteaptă. Știi bine care e Silviu. Silviu care l-a adus pe Bogdanel aici. Eu tot nu pricep. Nu pricep. Bun. O să te duci la poliție și o să modifici declarația. Nu. Eu la poliție nu mai merg, să știi. Nu mai vreau să ajung acolo. Eu te cred. Dar, din păcate, acțiunile noastre au și consecințe. Să nu spui că nu te-am avertizat. Iar mă ameniți? Da. Deci gândește-te bine. Că astăzi a fost doar cățelușă. Dar mâine s-ar putea să fie Adi, sau tu, sau familia lui Adi, că știu unde stau. Sau poate toți la un loc. Da? Păi tu ce-ai făcut cu cățaua? Nu știu. Ai văzut că Lița ascunde de atunci prin birouri. Dar așa e când e șef pe neputism. Exact. Apropo de asta, ai văzut că a angajat-o atât de repede pe Raluca, fără interviu, fără nimic, fără niciun concurs. Noi ce trebuie să facem în schimb? Să investim în noi, să facem școli, să... Dar cât crezi că o avea? Salariul? Îți dai seama că l-are mult mai mare decât... Doamne, ce dormi era! Paul, noi... Ce dormi era de Sfânta Bârfa! Nu știam că vii astăzi. Gia, da. Cred că ne cheamă Ionescu. Ah, exact. Ne scuzați. Este treaba. Dincoace, Ionescu. Ah, da, acolo, exact. Da. Domn director, cum merge treaba? Aoleu, de la teribil în sus. Nu m-a luat cu domn director că e groasă. Mă bucur că ai venit. Aoleu. Nu, deci nu... Ce s-a întâmplat? Ce nu s-a întâmplat? Nu mă descurc, absolut deloc, nu pot să fac chestia asta. Ce? De ce? Pe bune, nu știu cu ce să mănâncă. Am o grămadă de întrebări pentru tine. Bun. Hai să o luăm ușor. Ce întrebări? Vezi că lista e lungă. Avem timp destul toată ziua. Zi! Nu știu, habar n-am. Spune-mi tu, adică învață-mă orice, pune-mi în cap toată informația asta, să mi se lege și mie, pentru că nu înțeleg de unde să încep, ce să fac mai întâi. Vreau să fii mentorul meu, că ăștia m-au luat de nou așa și au început țaca-țaca, să fac asta, să schimb asta, că marketing, că nu știu ce. Ce așa amuzant? Iartă-mă, nu tu. Mă distrez așa că Ana mi-a tot spus în ultima vreme că nu o să pot să stau departe de televiziune. Și uite că la primul semn... Ok, hai! Accept, it's a deal! Mi-a luat o piatră de pe inimă. Înainte de toate, tu ce lucrai acum? Nimic. Tu te ascunzi în birou de ăștia? Na, de ce? Mă bârfesc deja? Lecția numărul 1. Nu-i lași niciodată să te vadă nesigur pe tine. Niciodată. Da? Bun. Ok. Nu e ușor. O să vin. Da? Hai, concret. Prima întrebare. Înainte de toate, lasă-mă să aduc două cafele, că o să dureze. Nu, stai jos. Lecția numărul 2. Deleagă întotdeauna pe cineva. Și mai ales la cafele. Nu te atingi de... Da? Bun. Okay. Ai aici scula, instrumentul. Ok. 866 și dai de Tania. Da? Tania, adu-mi două cafele, te rog, frumos. Da, imediat. Mersi mult de tot. Te rog, era suficient. A, da. Politicos. Ok. Ok. Bun. Da? Două cafele, te rog. Da, a zis maică, imediat. Ok, scuze, mersi mult de tot. Mai bine așa? Mai lucrăm. O să fie bine. Cred. Așa, deci fii atent. Fii atent. Eu intru în cadru din dreapta și tu vii din stânga, da? Stânga ta sau dreapta mea? Stânga mea. Păi... asta. Da, mă, din stânga. Hai. Bine, stai așa. Ia uite, mamaia, vezi, mamaia, ce rămâne. Să trăiești. Ce-ai, mamaia? Nimic. Amice, dă-i bice. Lucian, bine, îmi place piesă. Da, o glumesc, hai că plec. Dar zi când facem TikTok-ul ăla. Mai târziu. Hai, du-te și repete care-i stânga, care-i dreapta. Ia uite cum plec. Ce-ai puțin, mamaia? Nu, pot să zic. A, nu, mamaie, că poți să-mi spui. Nu știu nepoțelul tău? A? S-a făcut cineva ceva? Nu. A fost Lucian, nu? Iar a venit pe aici. Mama, eu vreau să știi decât un lucru. Că mama e te iubește mult. Și că nu vreau să ți se întâmple ceva rău. Auzi, mamaie, dar unde-i cățeaua? Ha? Zici și tu, mătușică, acum stă toată ziua cu Nicu la bufet și eu mă ocup singură de casă, de copil. Haide, mă, tu nu știi că așa sunt. Ei. Deci n-ai înțeles nimic. Iar ai venit să-mi faci morală? Da, ce aveți? Florica nu e de acord să mă văd cu cine vreau eu. Dar ce ai, mătușică? Lasă să-și trăiască viața. Dar ce, mă, nu o las eu? Ha, deci ești de acord cu relația mea? A, cu e relație? Și? Ai ceva împotrivă? Auzi, fată, dacă tu nu vrei să înțelegi, eu nu mai îmi bat capul cu tine, ai înțeles? Hai, mă, Florica, că nu e om rău. Eu am zis că e om rău. Fată, ăsta intră numai în belele. Tu asta-ți dorești de la viață? Da, despre cine vorbiți? Despre unul fără cap. Hai, du-te la treaba ta. Hello! Bună! Ce faci aici? Păi am venit să vorbim despre... nuntă. Da. Călin vrea să vorbim de nuntă. Am și uitat că faceți nuntă aici. Păi hai, intrăm? Da, da, da. Hai că venim și de aici mai încolo. Ok. Hai că ne așteaptă după altă. Hai.